Periodic, în preajma marilor sărbători din an, dar și cu alte ocazii, elevii claselor a 4-a E și a 7-a E de la școala numărul 8, împreună cu părinții și dascălii, desfășoară acțiuni de voluntariat în cadrul Asociației Licurici din Giurgiu, cea care are în grijă tineri seropozitivi. Coordonați de dascălii Gianina Artizan și Petra Sârbu, elevii au organizat și acum în preajma Paștelui surprize pentru tinerii de la Licurici. Ei au achiziționat alimente pe care le-au donat asociației, dar au pregătit și un program artistic. Activitatea de voluntariat desfășurată pe parcursul acestor 8 ani mi-au dăruit cea mai importantă lecție de viață, aceea că nimic nu se compară cu zâmbetul unui copil care este prea greu încercat de viață. Activitatea desfășurată alături de membrii Asociației Licurici, care sunt devotați în lupta împotriva seropozitivității, am învățat că boala nu este un stigmat, ci o nedreaptă condamnare. Asociația Licurici Giurgiu are drept scop promovarea și apărarea drepturilor persoanelor infectate și afectate cu HIV-SIDA, precum și îmbunătățirea calității vieții persoanelor seropozitive. Asociația, care numără circa 50 de membri, nu poate supraviețui însă fără sprijin din partea autorităților și a oamenilor de bine. Este și motivul pentru care, în această perioadă, tinerii din asociație se bucură mai mult decât de obicei de atenția celor din jur când primesc daruri și chiar sprijine financiare.